are prieteni, să lucreze la tine acasă, iarăși cu daruri frumoase, iarăși cu bună dispoziție și, desigur, doritor de a lăsa emoții frumoase și amintiri de neuitat, astăzi în satul Horești, Raionul Făleș. Venim aici spre Ilinca, ce face frumoasa vârstă de 10 anișori, primul frumos jubileu în viața ei și încă multe care o să urmeze. Noi venim aici din partea bunieilor, din partea surioare, din partea mămicii plecate departe, să o felicităm, să-i aducem daruri frumoase și mulțumim de încrederea care ne oferă cei oameni dragi și Ilincăi, căci noi venim pentru a doua oară, deja pentru al doilea copil. Micuță, familia lor e micuț, 10 ani, dar este încă micuț la sufletul celor dragi, este alintată, este scumpă, este dragă și noi venim din suflet să-i cântăm la mulți ani. Din câte cunoaștem noi, trebuie să fie sărbătoare organizată alături de colegi, prieteni, nu știu cine este, vedem împreună cu dumneavoastră, deci noi pregătim la mulți ani, pregătim cuvinte alese, pregătim emoții de suflet pentru Ilinca, cea frumșică de 10 ani, care împreună o să ne întâlnim cu oamenii dragi alături de sărbătoarea ei frumoasă. Haideți! Dar noi vrem și noi să ne distrăm cu voi, spate. Da. Și vrem să cântăm la mulți ani. Și vrem să aplaudăm. Da? Se permite la voi aici, la voi. Dar dați voi zvântăm. Voi cunoașteți cine suntem noi? Da. Cine? Da. Așa. Și dacă vă întreb cum mă cheamă? Așa. Cine? Cine după perdic? Așa. Noi vă salutăm cu drag. Într-adevăr, noi suntem echipa surpriză la tine acasă. Eu mă numesc Alexia Palazzi. Și astăzi vin aici spre cea sărbătorită, spre cea care v-a adunat așa frumos o sărbătoare ei frumoasă, spre cea care are emoții, văd eu, da? Ai emoții, Ilinca? Ai emoții? Păi așa e la 10 ani, deja începi să îmbătrânești. Ai fost mai tânăr, nu aveai emoții, așa? Să râd, fetițele, să râd, glumim desigur. 10 ani este o vârstă foarte frumoasă. Este un început frumos pentru tine, pentru toți copilașii care cresc. Noi venim să-ți aducem o surpriză frumoasă. Și dacă tu îmi permiți să te întreb din partea cui crezi tu, că deja ești mare, poți să răspunzi singur, așa, nu mai apelăm la cei din prejur. Hai zi-mi, te rog frumos, cine ne-a rugat să venim cu surpriză pentru tine? Mama? Și încă? Cine te mai dorește în afară de mama? Așa, și încă? Da, așa, uite, ești frumos. Cei care te iubesc cel mai tare din cel mai tare, da? Deci care sora Iana și cu bunica e aici, așa? Și mămica? Mămica e acolo, prin telefon undeva? Colegii tăi, prietenii, eu nu știu cine sunt la sărbătoarea ta. Încercăm să cântăm la mulți ani așa de frumos să răsune tot Horeștiul. Facem treabă? Da. Facem, așa-i? Eu încep și voi din urmă. Așa. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască. Cine să trăiască la mulți ani? Ilinca să trăiască, Ilinca să trăiască la mulți ani. Și mai tare! La mulți ani! Aplaudăm tare, tare, tare! Ilinca! Uite, Ilinca, noi special pentru tine încercăm să-ți facem ziua sărbătoare din partea bunicii, surioarei și mămicii tale, cele care te iubesc foarte, foarte, foarte mult. Noi la voi am fost, nu mai țin minte, un an, doi în urmă, așa? Am fost la surioara ta, ne ții minte. Uite, totuși erai mai micuță, acum deja ești domnișoară și tu, 10 ani frumoși și darurile frumoase pregătite ca pentru adevărată domnișoară vin astăzi spre cine? Spre tine. Cu dragă să mă îndrept și o să-ți dau torta frumoasă și gustoasă. Dar e grea, o ții bine? Așa, vrea cineva să te ajute să o ții? Așa, dă-l fetița de alături să-ți ții torta. Uite așa, încerci ușor, ușor, să mâncăm de pe jos. Ați mâncat vă dat de pe jos? Nu. Nu încercăm azi? Așa, flori frumoase pentru tine. Hai să încercem mâncă să-l dai în tort. Așa, și colegul am făcut așa să ne dăm o pat. Așa, e bine. Ce mai avem noi aici?
proaspete, mai avem aici pregătite, dar frumoase la fel pentru tine. Sunt două. Alegi tu, când te joci cu una, când te joci cu alta. Când câinele la poartă nu faci treabă, o scoți a tău. Așa? Oricum bunica trebuie păzit aici acasă. Pentru că noi ți le putem aici cumva. Hai să poți frumoasă să iai. Ia așa. Cum crezi, mai avem ceva pentru tine? A? Felica, mai avem ceva pentru tine? Ia să vă întreb eu ceva pe secret, dar să nu ne audă nimeni, da? Voi serviți șampanie. Dar câte dată la anul nou? A, numai la anul nou. Și la secret. Ați lăsat băut. Nu ne audă nimeni. Uite, eu vă aduc aici șampanie. Așa, m-am gândit eu să nu risc eu tare cu voi, ca să mi-e fină răvoș la vieții. Ați apucat-o prin Corești, nu știu, nu v-ați găsit la mami cu tate. Așa, eu v-am adus una pentru copii, desigur, noi glumim, voi ați înțeles că eu glumesc. Așa, voi sunteți încă mici, alcool noi nu consumăm, dar șampanie pentru copii, astăzi este aici portuletul Ilincăi. Și o să ciocniți și voi păhărelele frumos ca oamenii cei mari pentru sărbătoarea Ilincăi. Și o să spuneți ce? La mulți ani! Voi sunteți minunați, vă iau. Exact ca... Dă-i bunicii telefonul. Așa. Exact ca și data trecut, dacă nu mă greșesc. Eu era Iana sărbătorită, dar am avut ceva și pentru Ilinca, așa? A fost așa ceva. Acum ai invers. Mămica cu bunica, dacă s-a organizat frumos pentru tine, pentru sărbătoarea ta frumoasă, cu siguranță și o masă întinsă stă în casă pentru toate prietenile tale, aha, care au venit la sărbătoare, cu daruri, cu siguranță, cu cuvinte de la mulți ani, să fii sănătoasă, ți-au spus tot, așa? Uite, acum ne întoarcem spre Iana, cea surioară, care aici lângă bunica, are grijă de tine. Așa? Îți mai rabdă mărturielile, siguranță. Așa? Uneori îți mai supără, uneori mai spune că... Ce spui, Iana? M-am săturat de dânsa. Nu vine așa. Așa de cei mari. Sunt mai plictisesc de cei mici. Suntem mai mofturoși, mai alintați. Toți sunt cei mici. Așa. Până la urmă, mica vă iubește foarte mult. Și astăzi a vrut de suflet să-i transmită și Iani o jucărie moale. Așa? Când o să vă fie dor, până vine mămica acasă, a prins jucăria. Simțiți căldura inimii, sufletul și dorul cel mare de departe a mămicii, care întotdeauna trăiește în sufletul ei pentru voi. Da? Și astăzi vă spune din suflet la amândouă că vă iubește, că voi sunteți sensul vieții ei, că nu are nimic mai scump în afară de voi două și bunica. Și dacă poate să vă fac sărbători, ea încearcă măcar așa de departe. Și voi înțelegeți de ce cauză ei este departe și de ce cauză sărbătorile trec fără mămica. Ce este pentru voi? Să poată să vă ofere un trai frumos, o copilărie fericită și ea ne deja o adolescență fericită. Așa, dacă îi faci mulțumim, să ai parte de o copilărie frumoasă, să ai multe, 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 dar multe succese la școală, realizări, să asculți acasă de bunica, să asculți foarte bine, pentru că bunica te iubește. Tot ce face ea acum și rostul vieții ei sunteți voi două. Și scopul bunicii este la fel de a o ajuta și mămica voastră să vă ridice fete mari, deștepte, educate, da, culte, până la urmă să le aduceți cât mai multe bucurii. Și voi, la fel, copilași, să fiți cuminți, succese la școală și părinții voștri să se bucure zi de zi de voi. Că sunteți educați, că sunteți cuminți, că sunteți ascultători, că nu sunteți supărăcioși și la școală aducem ce? Excelent! Eu vă spun că vă iau la surpriză. Uite, hai să o aplaudăm pe Ilinca din suflet. Vă țin mult că e frig și ne strigăm o dată tare la mulți ani și vă duc să faci la căldut, da? Tare și frumos! La mulți ani! Uite așa, Ilinca, să ai sărbătoare minunată. Noi te lăsăm cu bine în grijă celor prieteni care au venit la sărbătoare. Vă înghețați și nasul și ochișorii și obrăjorii. Vă duceți la cald, așa? Ok, și când o să ciocniți păcărele, spuneți... Da. Da. Eu vă pup cu drag, facem poze frumoase și în undră la căldut la sol.
ușerul și rămân fără portmoneu. Deschid dușa cu flori în mână și-ți cânt un lamă.